Și totuși de la ce v-ați certat? Căci nu v-ați certat de la ce cauză. Da, doamna, că dacă mă cert, oricum îmi pac cu el. N-are legătură. Ne-am certat. Ne-am certat niciodată. Sunt eu supărat un pic pe niște chestii. Ce chestii? Niște chestii din interior. Te copiază? Cu niște legături. Ce anume? Te copiază. Jador? Da. Uneori el pe mine, uneori eu pe el. Încercăm să ne ridicăm unul pe altul. Cum? Să furăm ce mai bine, bun, unul de la celălalt. Te bucuri dacă ar pleca Jador în seara asta? Te-ai bucura? Ah, nu, Doamne ferești. Gen doar dacă știu că se duce la mai bine. Dacă l-aș privi în ochi și mi-ar spune că se bucură el, m-aș bucura pentru el. Dacă ai plecat după el? Dacă ar fi legal din punct de vedere al regulamentului, da. De ce ești nervos? Nervos? Te-ai oprit. Stres. Când am multe gânduri și sunt aglomerat, ăsta e un fel de... Tocmai, eliberează-te. Eu mă eliberez altfel. Cum? Țin în mine și procesez, meditez. E foarte important să meditez. Și totuși, de la ce v-ați certat? De la scaunul ăsta, domn. El zice că nu de la scaun. De la ce, măi, omule? Păi dacă era deja nervos când a intrat în camera roșie, nu a putut să fie faza cu scaunul. A, asta, vă zic eu, asta cu asta, chiar au crezut că eu mă dau așa, ca să nu, gen ca să ies eu favorit, știți? El așa au crezut. Da, da, asta se întâmplă de două zile. La el se strâng lucrurile astea de mai mult timp. Probabil mi-a fi greșit, da, nu știu. Cu ce? Nu știu, abar n-am, să zic. O să-mi cer iertare. Chiar și pe chestia asta, că nu-și dă seama, gen. Încerc mereu să-l fac să-și dea seama de chestii. Nu pentru mine ce încerc să-l fac să-și dea seama. Încerc să-l fac să-și dea seama de unele chestii. În general, pe unde se duce, pe unde întâlnește alți oameni noi, pe unde are evenimente, pe oriunde mergi, încerc să-l fac să-și dea seama din niște chestii pe care le scoate pe gură. Bogdan, tu trebuie să înțelegi că eu sunt transparent. În afară de câteva secrete pe care le avem noi, nu-i vorba de alea trebuie să rămână între noi, în afară de alea, sunt transparent total. Tu știi nu-i foarte bine că n-am nicio problemă, aici, că Jador. Spun și acum că... Nu-i vorba de transparență. Sunt transparent, că așa sunt eu. Nu-i vorba că nu știi când să taci și nu știi când să vorbești. Poate să înțeleagă chestia asta. Nu știe când să tacă și nu știe când să vorbească? Da. Există posibilitatea asta, să nu-mi dau eu seama. Nu știe când să oprească, nu are limite uneori. Adică niciodată nu m-am implicat la modul, la nimeni, să încerc să... cum se cheamă? Să șlefuiesc pe cineva așa, doar că îl vreau un om mai bun, că știu că poate. Și totuși parcă refuz așa, dar refuz... Bogdan, mă poate rog. În jurul oamenilor cu care umblu eu și tu ești neșlefuit pentru ei. Dar asta nu înseamnă că eu, pentru oamenii cu care umbli tu, sunt neșlefuit, înțelegi? Există okay, controverse, diferențe de... La cer la pământ, că practic suntem diferiți, dar când ținem unul la altul, suntem prieteni și ne-am antrenat unul de altul, e altceva. Cu ce te-a ajutat Bogdan pe tine? Foarte multe chestii. Enorm de multe chestii. Tu cu ce l-ai ajutat pe el? Nu știu, nici nu vreau să dau seama, nu știu. Eu pot să spun cu ce m-a ajutat el. De exemplu, nu știu... Lasă așa, nu. A fost lângă mine când am plâns, când am râs, când am fost fericit, m-a încurajat când am fost trist, m-a înveselit că... Ultima oară când am fost dezamăgit de chestii profesionale, m-am întărit ca să-mi treacă mie supărarea. Chiar am muncit la niște chestii ca să-mi treacă mie supărarea. El nu știe că am apreciat, dar chiar apreciez. Nu știu, foarte multe chestii pe care poate nici n-am pus preț, dar el m-a... De ce nu vorbiți și despre lucrurile care vă supără? Le știm. Tu nu știi cu ce l-ai supărat pe el. Tu nu știi. Dar el este negru, la propriu. Dar cred că asta l-a supărat cu scaunul foarte tare. Nu. El spune că nu scaunul. Dar nu știu ce are, domnul. De ce nu vorbiți și despre lucrurile astea? Măi, băiet, vrei să pui să-ți treacă? Cum? Vrei să-ți dau o pupă să treacă? Casa și toată România au auzit ce o zis mai devreme, dar el probabil nu realizează ce o zis mai devreme. Nu realizează în ce context o zis ce o zis mai devreme. Cumva trebuia să fie o replică la ce am spus eu, dar ce a spus el e gen... N-are... Adică, știi la ce mă refer, nu? Aia cu favoritul și lefuit. S-a simțit atacat și ți-a răspuns? Păi stai, că mă ataci pe aceeași parte. Nu l-am atacat. Pur și simplu am zis că și pentru oamenii cu care umblu eu, poate
Stai, cum mi se pare la fel. Eu efectiv asta am spus. Asta nu înseamnă că eu pentru oameni cu care umblă el, sunt niște oameni într-adevăr, că am un comportament diferit. Deci eu Motamu am spus că vreau să fac un om mai bun și el mi-a spus că eu printre oamenii cu care stă el sunt neșlefuit. Da. Doamne, nu pot să cred. Da, în anumite, uite, de exemplu, dacă mă pui pe mine într-o gașcă de rapperi, sunt neșlefuit printre ei. Dacă mă pui într-o gașcă de tacoari, trebuie de-astea, sunt șlefuit printre ei, mă înțelegeți? Și între noi există diferența asta. El nu? Nu mai. A? El nu? Cum adică? El nu este? Ba da, doamnă, este un băiat șlefuit, doar că în mediul meu nu este un scoalifiile alea. Și eu nu sunt un scoalifiile mediul lui. Da. E normal. Ce da, Andreea, ce legătură are? Dacă taci. Dacă tac, pe ce să tac? Cui să tac? Dacă o înțelegi toată lumea în afară de el, ce vrei să fac? Să-i explici. I-am explicat de două ori. Așa cum vă distrați și cum vă spuneți lucruri frumoase, puteți... M-am săturat să explic în continuu. Nu vezi? Cum mă cer singur, eu explic ce trebuie să explic, ce trebuie să înțeleagă el și el îmi explică ce a spus el. El nu înțelege că am înțeles ce a spus el, dar numai că n-are legătură. Frate, eu ți-am spus că eu vreau să te văd mai bun decât ești, tu îmi spui mie că eu nu sunt șlefuit printre oamenii cu care stai, tu ce treabă are, eu ți-am spus ție că nu ești șlefuit printre oamenii care, cu care stau eu. Ți-am zis că pe unde mergem în lumea asta, pe planeta asta și pe Marte, dacă te duci trebuie să înveți să taci, nu să vorbești. Tu îmi spui mie că eu cum ar veni, cum ar veni un fraier peste tot. Mai greșesc și eu. Eu printre oamenii, printre lumea bună pe cu care umbli tu, eu sunt un fraier gen și na. Nu? Asta ai vrut tu să spui. Asta chiar are sens cu ce am zis eu, e fix. Replica, ai pus-o ca s-o nimerit. Perfect match. Înțeleg că ești supărat. Dragul. Da! În sfârșit, ai înțeles. Nu, înțeles nici acum, crede-mă. El zice așa doar tonul de care am vorbit eu, cum am obișnuit. Dedică gen, știi că tonul ăsta e când am dreptate și sunt supărat gen. Gata, băiatul, ajunge. Vezi? Ajunge, băiatul. Da, doamne, jali cu el când e supărat. Gata, băiatul, ți-ajunge. Da, tu doar faci mișto? Adică nu încerci să rezolvi situația? Îi trece, doamnă, îi trece, nu mai are nimic, că trebuie să mai trag un pic de timp. Tensiunea asta. Pe de la ce? Dar nu știu nici ce eu știu. Dacă l-am trebuit și nu zis. Bogdan, de la ce? Nu mai contează, nici nu mai știu, nu vezi, trebuie mai mult de atât. Cred că trebuie să tratezi cu un pic mai multă seriozitate toată situația asta. Este ceva serios. De ce? Că nu e. Ne-a certat de la scaun. Nu. Păi el spune... Bine, care are repercusiuni în altă parte, da, dar noi de la scaun ne-a certat. Nu. Nu. Uite-te la așa el. Spune el, doamnă. Eram ok. Păi e muscă de dimineață. Eram ok. Eram ok până să... De câteva zile are ceva. Ce-i mai băiat? La Dor e frică, fată, să nu se certe. Explică-i, te rog. Nu-și dă seama. Iubești. A venit problema? Zi! Își revine el, doamnă. Da. Vrei să stai aici, oi? Nu înțeleg ce vrei. Zi! Nu înțeleg ce vrei de la mine. Să-i spui ce ai pe suflet. Am spus de 3 ori, 4 ori până acum. Nu. Na, dar n-ai cum să iei gen de-a întregul. O de mică ce? Parte așa. Păi nu vezi. Încerci cu o mică parte și nu mergi, da, pe de-a întregul. Bine. Sămânța a fost plantată, va crește, va crește, va crește și nu va fi bine. Dacă nu comunicați. Eu am făcut destul.